Clubul Steaua București se gândește și la viitor, iar unul dintre cele mai bune exemple în acest sens îl reprezintă sportivii Vanessa Teișanu Popa și Călin Apostol. În vârstă de 16 ani și respectiv 13 ani, Vanessa și Călin sunt doi dintre cei mai talentați tineri practicanți ai tenisului de când din țara noastră. Ambii au crescut cu racheta de tenis în mână, petrec zeci de ore pe terenul de antrenament și sunt siguri că în viitor vor putea evolua la cele mai importante turnee ale lumii. Fan Rafael Nadal, Călin Apostol practică tenisul de la vârsta de 5 ani și este încântat de noile terenuri din Ghencea. Călin, de cât timp faci tenis? Eu practic tenisul de 8 ani. M-am apucat deoarece și sora mea practica tenis. De pe la vreo 2 ani eram pe teren, la antrenamente cu ea. Câte antrenamente faci pe săptămână? Peste 10 antrenamente pe săptămână, de multe ori 2 pe zi. Acum la Steaua terenul de tenis au o față nouă. Da, sunt mult mai bune decât înainte și sare mult mai bine mingea și îmi plac mult mai mult acum. Chiar dacă pandemia de COVID-19 a ținut-o câteva luni departe de terenul de tenis, Vanessa este într-o formă bună. Ea a reușit recent să ajungă până în semifinalele campionatului național sub 18 ani. Sportiva pregătită de Teodor Bolonu apreciază noua imagine a terenurilor de zgură ale clubului roșalbastru și speră să calce pe urmele Simonei Halep. Practic tenisul de 9 ani și mi-a plăcut să joc tenis deoarece când eram mică mergeam cu sora mea la antrenamente și o vedeam mereu că joacă și eu mă antrenam la un perete. Și după m-am dus la bunicul meu și am spus, da, vreau și eu să joc tenis și m-am dus la doamna antrenoare Elena Bolănu și acolo am început eu antrenamentele. Recent ai obținut un rezultat important la campionatele naționale Under 18. A fost un turneu organizat destul de bine și mi-a plăcut să joc acolo, mi-a făcut mare plăcere și am avut niște meciuri foarte bune. Spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre noile terenuri din complexul sportiv Steaua. S-au schimbat foarte mult de acum, de anul trecut, sunt mult mai bune, mingea stare mult mai bine pe terenuri. Și este mult mai ușor acum să faci antrenamentele.